Bună seara, bună dimineața, bună să vă fie, inima nu contează, important este că v-a sunat clonțopelul, ceea ce înseamnă, dacă v-a sunat clonțopelul, că am băgat marfă la magazin de cea mai bună calitate, că noi suntem pe high quality, noi nu suntem pe low, pe dalea, pe ieftineluri, pe chestii trestii socoteni. Cum vă spun la începutul fiecărei emisiuni, vă mulțumim din suflet că sunteți lângă noi, că ne iubiți, că vă uitați, că sunteți practic nerăbdători, că numărați până când vine ziua de miercuri. Deja v-am obișnuit cu o chestie care am văzut că vă place foarte, foarte mult, cu subscribe și cu link down below, ca voi să puteți să fiți notificați. Să puteți să știți când se bagă marfă nouă în magazin, trebuie ca acel clonțopel să vă sune. Acel clonțopel vă sună. Dacă vedeți voi telefonul ăsta care el se face într-un fel aici, la mâna mea dreaptă, bine, voi vă vedeți de stânga, nu mai într-un amănunte, ideea o știți care este, da? Să sune clonțopelul pe YouTube-ul Oana Zvoran Oficial, unde se întâmplă cea mai mirifică emisiune care a creat deja un fenomen printre voi. Din ce în ce mai mulți bărbați, băieți se uită la această emisiune. Din ce în ce mai mulți băieți, bărbați îmi trimit mesaje. Pentru că și bărbaților îi place bârfa, mamă. Dacă nu le place și lor bârfa, atunci nu știu cui o să le placă mai mult decât lor. Deci, acestea fiind zise, astăzi avem o clientă new entry în panoplia noastră de emisiuni. Este numită Asfriji. Sfriji, pentru că este sfrijită toată așa, este smochină, pentru că unele dintre duduile astea au senzația că dacă sunt mai smochine, ele practic nu pot fi acuzate că sunt grase. Acum, trebuie un ghid de folosință. Ca să arăți bine așa ca o gagică ce ești, nu trebuie să fii nici pe papig, dar nu trebuie să fii nici sfriji. Trebuie să fii undeva la mijloc, așa cum sunt eu, gen. Eu sunt cea mai frumoasă, eu sunt superbă, eu sunt deosebită, eu sunt mirifică, eu sunt cum trebuie. Sfriji este de mult așa printre noi, ea nu este new entry, la modul că nu este nișată, cum era, spre exemplu, Cenușă. Nu, ea este, să zic așa, este de pe vremea mea. A avut așa mici cochetării, să zicem, cu televiziunea, dar bineînțeles, după ce am să vă fac eu o scurtă introducere a lui Sfriji, voi o să înțelegeți de fapt de ce, motivul pentru care a ajuns Sfriji în emisiunea noastră. Pentru că noi, în emisiunea noastră frumoasă, tratăm fenomenul mocangeală, fenomenul mocangeală pe prosteală. Voi deja, la momentul la care eu vorbesc, aveți și o petiție pe care o puteți accesa, pe care cu un simplu click o puteți accesa și unde prin această petiție noi venim și susținem mai departe pamfletul pe care îl facem noi în emisiune și cu o chestiune de interes, cu un lucru în sprijinul căruia noi venim cu această petiție, prin care noi vrem să educăm, prin care noi vrem să informăm consumatorul, publicul, da, care până la urmă sunteți voi, cu privire la modul în care trebuie să înțeleagă o reclamă, la modul în care trebuie să se vadă o reclamă și la cât de mult și până unde trebuie fiecare dintre voi, cei care aveți acces, că toată lumea are acces la social media în ziua de astăzi, până unde trebuie să înțelegeți și să credeți și să știți că trebuie sau puteți să cumpărați ceva în urma unei reclame care este plasată ascunsă sau fățiși pe social media. Deci, această Sfriji, cum spuneam, a ajuns în atenția noastră pentru că ea este la fel ca celelalte din spate despre care am mai vorbit, un panou publicitar. Această Sfriji de care noi vorbim este un panou publicitar. Și acum hai să vedem cine este Sfriji. Sfriji este o duduie care, să zicem, mai în prima tinerețe, așa, a pozat foarte mult prin reviste, nu neapărat de ochiat, că nu pot să spun că a pozat de ochiat, asta nu este pe modelul lui Andu Madam cu bara. A pozat. Acum că a pozat, nu e niciun fel de problemă, că noi nu avem probleme cu pozele celor despre care vorbim în emisiune. Problema care este la Sfriji e că i-a plăcut viața. Sfriji a fost o fată care a vrut să împărtășească din suveniruri
cu mai mulți băieței. Acum mărturisesc împreună cu echipa de producție, bă, nene, efectiv, la Sfrijii, am avut așa o wow. Hai să vă zic lista cu care se presupune, pe unii chiar i-am văzut lângă Sfrijii, pe unii, hai să zicem, îi presupunem, hai să fim și noi acești, mi-a plăcut, jurnalist, acest cetățean jurnalist care sunt eu, Oana Zăvoranu, și spune, se pare că, da? Bun, lista lui Sfrijii, vă rog frumos, așezați-vă comod în fotoliu sau pe canapele, este următoarea. Dinu Pescariu, Cristi Chivu, Iulian Miu, aici începem pe fotbal, ne place fotbalul, ne place la poartă, la greu, Lucian Becali, nepotul, da, Gigi Becali, Adrian Negrea, Neaga, Adrian Neaga, pare rău, mă scuzați, cu fotbalul nu am avut foarte mari tangențe, și, atenție, rumoare în sală, Enrique Iglesias. Imediat revin la Enrique. Enrique Iglesias, Adrian Mutu. Băi, nene, e cineva cu care să nu fi fost Mutu? Sau e vreuna... Stai, cum să pune de fapt problema corect? E cineva cu care să nu fi fost Mutu? Sau e vreuna care să nu fi fost cu Mutu? Și spre final, se pare că s-ar fi liniștit un pic, are și un băiat cu Claudiu Niculescu, tot fotbalist. Acum, de ce am zis că am făcut o scurtă paranteză la Enrique? Pentru că Sfrijii, mascată sau să zicem sub umbrela diverselor emisiuni, să zicem, pe care fără prea mare succes le-a făcut, ea s-a tot șerpuit, așa mă înțelegi, și a luat interviuri. Și se pare că interviurile ei, că nu e Enrique singurul căruia i-a luat interviu, interviurile ei s-au lăsat și la Așternut, la drum de seară. I-a picat acolo un bod. Și, bine, Enrique, logic că n-a vorbit despre relația cu ea. Ideea e că Enrique s-a dus mai departe în treaba lui și ea, mă rog, Sfrijii, s-a mulțumit cu Claudiu Niculescu. Acum, gurile spun că, vezi, Doamne, fiți atenți că vă doresc... ea l-a lăsat pe Enrique... Și că îl iubea rău de tot pe Lucian Becali. Și i-a zis lui Enrique, ești ceva, măi, Enrique, tu ești, băi, nu, mămițica ta. Eu l-am acasă pe băiatul lui Gigi și băiatul lui Gigi, nepotul, pardon, nepotul lui Gigi e mai șmecher decât tine și zic că l-a lăsat pe Enrique să cânte el acolo împreună cu tăticul lui. Bun, acum, hai să zicem că un trecut au toate. Da? Mai tumultos sau mai nu? Sfrijii, repet, lui Sfrijii i-a plăcut viața foarte tare. Problema unde s-a rupt filmul, să zicem, și din punctul nostru de vedere la Sfrijii, este că după ce s-a divorțat de Claudiu Niculescu, bă, nene, cu Sfrijii s-au întâmplat niște chestii că, uite-o pe Sfrijii, nu mai e Sfrijii. Bă, Sfrijii, tu ești, știți vorba aia mea, intru în casă, ușa închisă, o las pe Sfrijii, închid ușa după mine, nu mai e Sfrijii. Bă, nene, s-a întâmplat ceva cu femeia asta? În afară că a devenit Sfrijii, pentru că pentru imaginile pe care voi aici, frumoasă emisiune, le vedeți, băi, nene, nu știu, femeia a slăbit într-un hal fără de hal, ajungând chiar până în pragul anorexiei. Bun, acum aveți spune, da, frate, fiecare face cu corpul lui ce vrea. Nu mâncați așa vreodată. Pentru că Sfrijii, v-ați puțin, Sfrijii, după ce a ajuns Sfrijii, a devenit panou publicitar și... aici vine pe strada noastră, a devenit Sfrijii și influenceră mai... Și de aici începem să vorbim despre Sfrijii. Care, dacă Bălănel ziceam că mai forjează o tomată, Andu Madan ce făcea? Era cu parfumurile și cu ce? Bine, Sfrijii este și skin... Este și nutriționist, este și plasator de electrocasnice, este și de-asta medic, de cum le face la sportiv, de mușchi, după aia le pune mușchi la loc când au febră musculară. Sfrijii e și smoothie, că la un dat am fost un pic în dubiu dacă ai să-i zic smoothie sau Sfrijii, că e prepară nebuna. În continuu, numai vitaminuri, numai, deși pe fața ei nu se vede și pe cum arată că ar fi numai pe vitamine. Deci Sfrijii, frate, face de toate. O chestie de râsul plânsul, pentru că tot ea are 20 de kg udă, da? Și cu, eventual cu hainele pe ea, la ce face, mă, Sfrijii
reclamă. La apetit, ce vrea să fie apetit? Deci când nu merge ceaiul, dă... Mai aveți o variantă, să nu vă simțiți desnădăștuiți. Vine apetit în ajutorul vostru, care că vă inhibă pofta de mâncare și nu mai mâncați mica, gata, sunteți, dacă vedeți mâncare, zice, îmi vine să vomit, nu mai suport, miroase a chiftele, alea, gata, bine, sfriji și zice, apetit. Acum, apetit, te doare capul, hai că am zis că mai fac și altele, dar tu sfriji, de ce faci la apetit? Cumva se punea problema vreo secundă că tu ai o poftă de mâncare așa de neoprit și îți trebuiau niște picături ca să fii sfrijită, așa cum ești tu, da? De-aia te-ai gândit tu să faci la apetit. Totul se întâmplă pe jos, pe covoraj. Ea cred că sfrijită este într-o sectă. Are covorașul pe sfrijit, eu văd așa, cu covorașul pe care o rulează și zice să moară, să facă, să pătimească. Ce ai, ceva? Da. Moment, să pun covorașul și dați, începeți. Ce e, de mâncare, de alea? Păi știți dacă e de mâncare, nu, pe covoraș, tot ce e de mâncare, pe covoraș. Păi e înghețată, pune-o pe covor, n-auzi de bunule, că eu aici mănânc cu lingurița pe covor. Avem, tu stai seama, ea, deci unde calcă cu picior, ei pe covorașul ăla se întâmplă tot, uite covorașul acolo. Ea aici, în această poză, a rupt gantere, uite, și-a pus la glezne, că e nenorocire cu kilogramele ei în plus. Și trebuie să forjeze gleznele, dacă le vezi, sunt toate ca niște scobitori. La ce mai puneți voi zăpăcitelor alea la picioare? La ce? Vrea, cum se cheamă mușchiul ăsta de aici? Gambă! N-ai gambă, ești o scobitoare, n-ai nicio gambă. Dar în schimb, să dă din abundență cu un unguent care dacă ți se umplă mușchii de pătine așa pentru că faci sport ca sfriji, îți dai cu unguentul ăla și să moară didina, strece automat febra musculară. După ce se dă jos din pat și rulează covorașul, sfriji pe circuitul ăla pe natură, papa, de Crăciun, cred, sau în orice perioada anului, nu știu, când se fac crnați, caltaboși, tobă, lebăr și așa mai departe, uite, s-a dus și sfrijii și a făcut reclamă la o fermă de porci. Și i-au zis ăștia, știi ceva, dacă tot îți dăm caltaboși și crnați și lebăr, ia și deschide capacul frumos. Tu ce? N-ai parfum nebun, tu ce? Tu când deschizi capacul, vine mireasma de lebăr pe tine și de, cum se cheamă, crnați. Și nu există, cum am spus, la tomatul. Este penibil. E penibilă acea poza ei cu naveta de tomatul la picioare. La fel de jenant și de penibil, mi se pare, ca o femeie, domnișoară, duduie, doamnă, whatever, să stea cu cârnațul. Să arate cârnațul. N-am luat cârne. Este penibilă. După părerea mea, fetiță, sfrijii, după ce ai făcut reclamă la cârnați, nu mai te spală nimic. Ai vedere, cârnați. Deci, cum aia rămâne și voi face tot posibilul să rămână implementată în mintea oamenilor, bălănel, tomato, Andu Madam, baran și pepa cu ceaiul de... Tu vei rămâne în istorie cu cârnații la purtător. A plecat de la ferma respectivă cu cârnații și cred că iarăși ajunge pe covoraș, nu? Nu ajunge pe... Ce face ea? Asta se numește foame în glandă. Când ai foame în glandă, te apuci și faci story cu aspirator. Bineînțeles. Doamne, de la ce credeți că, de la ce firmă credeți că e aspiratorul? De la aceeași firmă pe care le forja și Pinocchio, toate. Într-un mod așa miraculos, efectiv, folosesc aceleași lucruri. Forjează aceeași firmă de electrocasnice, au aceleași picături să le inhibe pofta de inhibă tură de haleală, au același ceai de au mânca aceeași înghețată, să spală cu același șampon pe toate. Deci, practic, din milioane, cred că sunt, de branduri, de firme care fac chestii pe lumea asta, într-un mod miraculos, influencerele mari de pe, cum se cheamă, plaiurile mioritice, fix au 10 produse mari și late pe care le forjează.
Pentru că în spatele lor, să nu credeți vreodată, că firmele astea, mai cunoscute sau mai puțin cunoscute, le contactează pe ele, o sună ce sfrijii. Familia mea, dacă nu dai tu cu aspiratorul meu să mi-l văd eu acolo pe story-uri la tine, eu nu mai vând nimic. Nu, în spate este o altă mafie care practic fac posibile aceste giveaway-uri, coduri și toate mizeriile astea care vi se bagă vouă zilnic pe nas. Bun, deci Frigi face reclamă la același aspirator, aceeași marcă de electrocasnice, cum face și Pinocchio și toată lumea, și dă cu aspiratorul într-un mod penibil și vă arată că există și o periuță mai mică prin colțul, că tu erai tâmpită și tu când îți iei un aspirator, tu bagi talpa aia mare așa, o bagi că tu ești cretinoidă și zici, mamă, nu mi-a luat scapa, nu mi-a luat scapa, și vine Frigi și spune, există o periuță mică așa și tu cu aia ți-i periuța aia mică, că tu ești tâmpită și nu știi. Bun, vreau pe covoraș să mai așează, pe covoraș să mai facă ceva. Așa, gata. A strâns, a rulat preșul și a zis așa, ia uitați-vă ce înghețată am eu și eu, pentru că sunt o șmecheră și la mine banii e maculatură, eu pozez înghețată. Deci și-a pus înghețata jos și cu arondul. Dă-i cu arondul, dă-i cu codul, dă-i. Coduri, credeți că nu există codul? Eu cred că este că nu există codul la înghețată. Există și codul la înghețată? Sunt convinsă. Codul la înghețat. Codul la scobitor. Vreau codul la scobitori. Eu vreau codul la scobitori și vreau și un giveaway cu scobitori. Deci dacă nu se întâmplă așa ceva, nu e ce trebuie. Bun. Sfrijii în permanență, pe lângă respectivul lucru pe care vi-l mocangește, pentru care și-a cașcaval, să nu credeți niciodată că voi sunteți importanți sau codul. Nu. Voi sunteți cei mai neimportanți și am să spun în mod obsesiv în această emisiune. Voi sunteți cei mai neimportanți. Nimic nu este pentru voi, nici paste de dinți, nici bulioane, nici înghețăți, nici cârnați, nici nimic. Totul este pentru cașcavalul lor, care mai departe, dacă e pe persoană fizică sau pe persoană juridică, mai vedem să împarte, nu cu statul, că acolo se întâmplă mari fraude, ci cu respectivii plasatori de produse, că aici e o chestiune mai alambică. Cred că mai mult de trei sferturi din ceea ce ele practic mocangesc și vă bagă vouă pe gât, eu nu cred că ele folosesc. Fața lui Sfrijii nu mai are nicio legătură cu Sfrijii cea de când o știam noi. Ea s-a transformat într-o persoană pe care eu cred că mămica lui Sfrijii nu o recunoaște. Cred că ea când se duce la măsa îi spune, mamă, vezi că vin eu. De ce? Păi, mamă, dacă mă vezi la ușă, să nu mă dai afară, zici, n-avem bomboane, n-avem, eu sunt eu, fita. Aoleu, nu te-am recunoscut. Păi nu mai recunosc, că eu mă duc și la un domn doctor pe care îl forjez și pe ăla la greu. Aici se duce și îl forjează Sfrijii pe un domn doctor, care acum nu știu ce să zicem, oare domnul doctor o știe pe ea înainte, adică el o recunoaște când vine, sau o confundă cu altele, pentru că, repet, Sfrijii nu are nicio legătură și este un model, dacă vreți, de așa nu. Este un model de cum să te schimonosești, dacă îți dă natura, pentru că eu dacă o țin bine minte pe Sfrijii pe la începuturi, era o fetiță, o fătucă frumușică. Adică nu e că era gen cenușă sau gen astea, de trebuiau să se opereze, să se... Sfrijii însă are probleme la... De la Enrique, cred, e cu probleme la... Și s-a transformat, mâncați aș gura ta. Mai departe, ce mai faci? Mai are Sfrijii? Că pentru că noi nu avem cum să ținem pasul cu ele, trebuie să ne înțelegeți. Că ar însemna ca eu, de la începutul emisiunii până la sfârșitul emisiunii, practic să comentez doar pozele ei. Voi dacă nu ne credeți pe cuvânt, n-aveți decât să intrați pe conturile lui Sfrijii, să vedeți. Până să mai comentăm altele, vreau să... Nu cumva să uit să vă reamintesc că voi... trebuie să subscribe ca să ne vedeți pe noi. Că dacă nu, vedeți doar promo. Ăla care e cu Lolo, de promo e cu Lolo, emisiunea e cu Galbin. Deci voi ca să vedeți ce se întâmplă, trebuie să subscribe, link down below. Acestea fiind spuse cu link down below, continuăm cu Sfrijii într-un mod apoteotic, care, ce face, se duce la sală, probabil, că nu se mai duce nimeni niciodată în alt. Voi vedeți pentru prima oară pe cineva la sală, dar cum Dumnezeu putea să credeți că la sală nu e tot pe mocangeală? Și vă arată că ea se menține și cu sala așa de sfrijită cum e. E de la sală și de la unguentul. Așa. Nimeni nu mai face așa ceva niciodată. Ați mai văzut exercițiile astea?
Le mai face cineva, mă, exercițiile astea pe planetă? Eu cred că ăla, mă, The Rock, The Rock, Dwayne Johnson, mă, cred că se uită la sfrijii, e geană pe story-ul, zice, Doamne, cum se mai antrenează asta la sală, să mai notez ceva în antrenamentul meu, The Rock, ce Dwayne-ule, uite-te, zice echipa lui Dwayne, 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 e sfrijii pe story, trage de fiare sfrijii, ia denotează acolo exercițiile lui sfrijii, sfrijii, you are lame, ești la me, ești, eu te numesc în acest moment, mocanjoaica mocanjoaicelor, ești top. Hai să spun o chestie. Cum spuneam în cazul lui, cum o cheamă, Bălănel, voi nu aveți absolut niciun fel de etică și de, până la urmă, de conștiință de nimic. Aici ea spune că ea vă face recomandările la absolut tot, după ce în prealabil le testează. Da, iarăți așa, nu? Că le-ai testat înainte, vă dat. Produse eficiente, cu argan, cu cremă de cucută, de uleiuri, de ciorapi și de corp, ți-ai ciorapi și ai făcut uleiuri din ele. Am înțeles. Voi trebuie să înțelegeți că în momentul în care recomanzi o cremă sau ceva care intră pe gură cuiva, trebuie să fii atât de sigur, adică nu știu cum. Băi, nu știu, eu nu mi-aș permite, spre exemplu, care sunt o tipă asumată și nu cred că vreodată în viața mea aș face vreo reclamă la bălării. Eu cred că m-aș gândi de un miliard de ori, frate, dacă ar fi să fac vreo dată o reclamă, să vă zic să vă dați pe corpul ceva, să vă spun eu că aia îți umflă mușchiul, scoate, aia făcea la carbohidrazna. Păi vă dați seama că, practic, fetele astea tinere să uită că bărbații nu cred că halesc. Bărbații aia, în domeniul ăsta chiar sunt mai puțin de hohailit. Mai greu de hohalit, că ea nu merge la ei să-i zăpăcești cu... Dar să uită fetele astea tinere. Și ele ce fă, zice, te-a făcut sfrijii reclamă la nu știu ce. Că se uită pe pagina lui sfrijii, mă, mâncați așa, stare creme, gata, știe. Asta se duce și face buze, azi are buze, mâine are sprâncene, pe mine nu mai are sprâncene, s-a epilasa. Deci aceste generații de fete tinere, această generație de fete tinere, după părerea mea, este într-o degringoladă, frate. Ele nu mai, și cred că părinții nu se mai înțeleg cu ele, că vreau ciocă, sfrijii, buze, ca buzilă, vreau sprâncene, vreau așa, nu mai mănânc, le aleargă măsa pe casă cu jumara, mănâncă mămică și tu să ai față de om viu, că tu sfrijii, tu n-ai față că ești vie. Noi credem că tu ești vie, că vedem că postezi, că altfel noi nu am zis că tu ești printre noi. Noi am crede că ești așa, că ești împăiată. Dar fetele să uite, și ne-am văzut-o și-o pe asta care a fost la televizor, pentru că e un reper, nu zice, am văzut-o pe aia de la televizor. Și tu crezi că aia de la televizor, practic, este un reper pentru tine. Dacă aveți urechi să mă ascultați, părinții sau poate fetele, dacă sunteți, chiar dacă sunteți tinere, sunteți un pic smart, ascultați la ce vă spune Oana Zvoranu. Nu luați de bun nimic ceea ce vedeți, pentru că tot ceea ce vedeți, că este la astea care stau cu mâna întinsă, este plătit. În momentul în care tu recomanzi ceva plătit, lucrul ăla nu mai se cheamă recomandat, frate. Nu mai e recomandat. Nu mai e cum să fii obiectiv cu privire la lucrul pe care îl recomand. Pentru că ți-ai luat cașcavală tătăia. Și în opinia mea, și aici înțelege fiecare ce vrea, ceva la care se face reclamă atât de obsesiv nu este bun. Pentru că sunt lucruri care nu sunt, după părerea mea, bune. Pentru că dacă ar fi bune, ele s-ar cumpăra, omul să zice că nu sunteți să-ți explic eu că trebuie bezișorul de ureche să-ți-l bagi în ureche. Dar nu ți-l bagi în... E logic, e bezișor de ureche, te ștergi frumos, elegant în ureche. Sau ți-l bagi în nas. Înseamnă că ai probleme. Te ducem la Bălăceanca, la aia sunt glumeți, da? Deci eu nu trebuie să-ți explic eu, te duci frumos, că ești om întreg la minte. Ce-ți trebuie, frate? Îți trebuie o cremiță. Te duci frumos într-un magazin, acolo există consultanți de specialitate, dacă te duci în gen Sephora, Douglas-uri, cine vinde creme, da? Sau dacă ai probleme de ten, atenție, te duci la un dermatolog, să cheam. Ăla știe, visează coșul după față și, nu știu, descoamări și chestii diverse are pielii care se întâmplă. Deci omul la 6 ani de zile a studiat și a tocit coatele pe în facultate, tocmai dacă dai tu bube, să vină să spună, pe bubița asta faci, dar este dermatolog, este medic. Este cu școliță, nu e sărăcie de asta sfrijită, care, ca asta, uite, că ele sunt și ce,
Păi, dar nu mi-ai zis, măi, ieri, că abia mă obișnuisem cu caltaboșul. Păi, nu, gata, l-am pe caltaboș, acum ne dăm față, ne pomăduim. Și mâine ce face? Mâine nu mai mănânci. Ai mâncat mațul, caltaboșul, ai umflat mațul, dar apetit, să mă rupe mie în bloc, să mai mănânci nimic. Să mai te... De ce? Stii ăla de căcăsoare de frumusețe. Nu mai îl speli însă ca să-i faci un amor bidente și lui îl dai cu Lenor. Pe veceu, atenție, veceu în față veceu să dă cu Lenor, cu Colino. Zic eu, pot, e așa, făcă-ți miroasă să fie party. Veceu. Deci, astea sunt niște, băi, frate, niște sfrijite. N-au habar de nimic. Nu, deci nu se cumpără friji. Nici nu știu ce să faci tu. Că faci cel mai bine. Ce faci tu cel mai bine? Hello, dragilor! Astăzi este despre cafea și despre 5400 Latte Go. Un aparat care poate să ajungă la voi dacă vă înscrieți în concurs. Ce aveți de făcut este extrem de simplu. Să postați două Instastory-uri. Deci aparatul ăla, neam de neamul vostru de la maimuță încoace, dacă vă nașteți și muriți și iar vă nașteți, nu poate să ajungă la voi. El poate să ajungă la voi doar dacă faceți două story-uri sau ce... Pe frânghie, frate. Nu, frate. Vrei un aparat de cafea să-ți ajungă acasă? Te duci frumos, cașcavală, tătăia, ăia la ieșire. Ce crezi? Nu zice legitimație. Nu, legitimație e că ai plătit frumușel, da? Ai plătit, ai ce aparate vrei tu la dispoziție dacă plătești. Teleshopping-ul, frigii. Știi când făceau alea teleshopping? Nu, dar știi, de fapt, teleshopping, dar nu, pe mine mai duce cu mintea, știi la ce, mă? Știi că erau, mă, cele alea de erau de până, aveau sediu pe Ungaria, pe undeva, cea, sunt acu, că te mor, te rup, mama, dacă tu chiar au filmat-o la un dată, deci deveni să era agresivă. Astea, vă spun eu, dacă mai durează mult pandemia, de nu vă bate, deci ascultă-te, de nu vă bate sfrijii și toate ca sfrijii, să îți arate ea ție un story cu cârnația aia, să te pună dracu să nu cumperi cârnația. Și când te bate cu cârnația când te vede, ce? Ai luat cârnații? Și voi când le... Fiți, dacă, să zicem, unii dintre voi, să zicem că ați vrea să, nu știu, le întâlniți și pentru că le-ați văzut la TV sau pe unde le-ați mai văzut voi, că acum dacă ești vedetă, dacă ești pe Instagram, vrei să-i ceri un autograf? Vă zic eu, nu le cereți autograf, că nu știu să scrie. Căutați-le bine, dacă n-au cârnați pe-n buzunare, pe-n geantă, poate are pe-n geantă. Și auzi ceva? Nici măcar, cum zic eu, nici nu te salut. Și ceva sfrigi? Eu am văzut-o pe Oana Zăforanu, că a zis că tu ai cârnaș la tine. Dă și mie un cârnaș. N-am. Bine, ce ai de cucută, de la ai, nu. Că apetit ai, de. Du-te în familia mea. Înseamnă că ești o hohelitoare. Păi de ce n-ai la tine nimic din astea? Vă ziceam eu că asta, bălănel, nu are voie să se ducă la restaurant. De ce? Dacă cu bulionul în geamantan. Deci când le vedeți, Andu Madame face reclamă la prelungitoare. Simt nevoia să povestesc că aici, că ea este cu prelungitoare. Dacă o vedeți, Andu Madame, zi, băgă și mie un prelungitor pe dreapta, că mi-a luat niște electrocasnice și nu pot să le bag pe toate odată în priză. Am văzut că erai cu unul lung, așa de vreo 5 doze așa de băgat, dă și mie un. Deci, când le vedeți, nu vreți. De fapt, nu vreți, spun direct. Vreau mațul, vreau apetit, vreau ceaiul. Băi, oameni buni, concluzia noastră este una care... Să trage în mod firesc și natural la oricare sfârșit de emisiune că sunt niște penibile care, pe lângă că de foame, că nu este o problemă să fii sărac. Vedeți? Eu nu am o problemă cu oamenii care își câștigă existența într-un mod cinstit, civilizat, corect. Eu am o problemă cu aceste tupeiste care forjează tot. Tot. Și când zic tot, voi vedeți, tot. De la ușile pe care le avem, ferestre, ce punem în frigider, scoatem în frigider, ce tot, mergem la sală, tot. Și care vă mint. Și leg treaba asta cu această petiție pe care am inițiat-o noi și care se bucură de un mare succes, așa cum se bucură și emisiunea noastră, căreia noi i-am dat un nume cât se poate de concludent și de am extras în, dacă vreți, în titlul petiției noastre, noi am extras chintesența ceea ce facem noi aici și problema care de fapt ne doare pe noi, da, la what the is happening in town, și anume stop influencerala pe prosteală. Asta este problema. Influencerala pe prosteală care se face zilnic pe toate conturile de social media ale acestor mocanjoaice
și care, a petiție, are, vizează niște lucruri foarte clare și de foarte mare bun simț. Corectitudinea este cea care trebuie să primeze, corectitudinea ta, ca persoană publică, ca ce vrei tu, ca plasator de produs în fața cumpărătorului, în fața publicului. Educare este ceea ce facem noi aici, încercăm să vă educăm, să vă deschidem ochii. Cum să priviți lucrurile, ce să faceți, ce să nu faceți. Este un mod de a vă educa. Responsabilitate. Iarăși către astea de vorbeam mai înainte, că n-au niciun pic de responsabilitate în ceea ce vă bagă în față. Doar în scopuri financiare, pentru că nimic nu este pentru voi, totul este să fiți jumuliți și antifraudă. Fiind ceea ce fac ele prin faptul că în cazul cum am semnalat Lucenușă, ia gablonțul, ia tinichioa cu doi roni și se regăsește pe site-ul ei sau pe site-ul altor cu 300 de roni, 400 de roni. Noi aici la What the is happening in town încercăm să facem cât putem noi pe bucățica noastră, care vezi că bucățică, dar începe să fie bucățoaie pe abundență, da? Așa cum e pe abundență și numărul de urmăritori care se strânge din ce în ce mai și hai cu 100.000, hai cu 100.000 că suntem însetați. Voi aici vă strângeți din ce în ce mai, pentru că așa cum ne bucurăm, am devenit un fenomen, frate. Că noi asta este un fenomen și mi-e plac toate coțocârlele care ele că să spun niște persoane pe social media că aveți curaj să ziceți numele meu, a? Aveți curaj, știu, bă. Război, fight între voi, dar Zăvoranca? No, nici n-am auzit. Cine? Păi nu știu, bă, Făvărășa Zăvoana. N-am auzit. Nici nu știam că face așa ceva. Hai, vă pupăm, nu uitați să subscribe, ca să dau un link below, ca să clonțopel, ca să clonțopească, ca să știți când să bargă marfă nouă în magazin. Vă pupăm, să fiți deștepți, să fiți iubiți, să fiți cum vreți voi, numai jumuliți să nu fiți, că asta este și ideea. Și să știți că noi vă iubim și tot ceea ce facem noi aici este pentru voi, sub o manieră sau alta, că râdem sau că la un moment dat devenim serios. It's all for you. Hai, la revedere, nu vă salut, pa!